Orele se mută din clasă la televizor. Prin intermediul TVR2, profesorii te ajută să nu pierzi materia și îți predau lecții importante. Eu sunt Loredana și sunt la muncă să te informez. Tu stai acasă și învață. Ai grijă de tine, ai grijă de noi. Unghiuri, funcții, puncte, drepte, radicali și ecuații nu mai pot să tot aștepte și cedează la tentații. Se ascund prin teoreme, în subiecte se strecoară, sunt cuprinse de bareme pentru o evaluare în vară. Bună dimineața, copii! Mi-a fost dor de voi și mă bucur că suntem din nou împreună la teleșcoală. Știți bine, școala e locul unde îți țești norocul. Așa că haideți împreună să țesem testul al 11-lea, test de antrenament pentru examenul de evaluare național. Ia să vedem. Prima întrebare cu care voi v-ați obișnuit este un calcul simplu de încălzire și anume, voi trebuie să calculați următoarea expresie, 2 ori 10 minus 10 împărțit la paranteză 1 plus 4. Singurul lucru pe care trebuie să nu-l omiteți este faptul că întâi se efectuează operația din paranteză, 1 plus 4 egal 5, urmează împărțirea, 20 împărțit la 5, 2, operația de înmulțire, 2 ori 10, 20 și rezultatul final, 18, pe care noi îl înscriem aici, în căsuța corespunzătoare. Evident, aceste calcule le faceți pe ciornă și dați rezultatul final. Ia să vedem a doua întrebare. Noi cunoaștem următoarea relație. 2A supra 9 egal cu 4 supra 3B. Ce trebuie să aflăm? Trebuie să aflăm cât este AB minus 2. Oare nu cumva sunt prea puține informații ca să aflăm pe A și pe B? Nu, pentru că nici nu este nevoie să aflăm cine este numărul A și cine este numărul B. Este suficient ca să aplicăm următoarea proprietate. Într-o proporție, produsul mezilor este egal cu produsul extremilor. 2A ori 3B este egal cu 4 ori 9. Deci produsul 6AB este 36. Deci va trebui să înscriem în căsuța unde avem cele 3 puncte valoarea rezultatului nostru și anume AB minus 2 este egal cu 4. Îl înscriem pe 4 și trecem mai departe. Următoarea întrebare se referă, dragii mei, la următorul lucru. Trebuie să calculați suma pătratelor numerelor întregi, citim cu atenție, am intonat în mod special cuvântul întregi, din intervalul. Ia să citim și intervalul. Intervalul este închis la minus 1 și deschis la 2. Eu v-am desenat pe axă numerele și dacă voi observați, aici este valoarea lui 0, 1, 2, 3, 4, sunt numere de pe axa reală, le-am pus și pe cele negative. 2-ul acesta, observați că este colorat puțin altfel. De ce? Ca să vă atrag atenția că 2 nu se află în interval, pentru că noi avem un interval deschis. Deci numerele din problema noastră sunt minus 1, 0, 1, acestea sunt numerele corecte, le vedeți aici și noi trebuia să calculăm suma pătratelor, deci minus 1 la pătrat plus 0 la pătrat plus 1 la pătrat și rezultatul corect este 2. Întrebarea următoare o putem considera o dovadă de simpatie a celor care au elaborat acest subiect și anume, întrebarea este extrem de simplă, pătratul acesta din figură are latura de 5 cm. Se cere perimetrul acestui pătrat. Evident, laturile pătratului fiind toate egale cu 5 cm, perimetrul reprezintă de 4 ori lungimea unei laturi, deci 20.
Așa. Și iată că am ajuns deja la întrebarea cu numărul 5. Figura aceasta, pe care voi o aveți în imagine, reprezintă o piramidă triunghiulară VABC cu înălțimea VO. Voi trebuie să stabiliți care este unghiul pe care îl face VO, e desenat punctat, cu AB, care este colorat, să-l pun în evidență. Aș vrea să vă întreb, nu cumva autorul o fi uitat să scrie că este vorba de o piramidă triunghiulară regulată? Sau nu cumva am uitat eu când am copiat din testul oficial? Nu, dragii mei. De ce? Pentru că nu are nicio relevanță faptul că piramida este sau nu regulată. Totdeauna înălțimea piramidei este perpendiculară pe planul bazei, indiferent dacă forma triunghiului ABC este un triunghi echilateral sau nu. Înălțimea este perpendiculară pe planul bazei. Am scris aici, AB este o dreaptă inclusă în planul bazei, ceea ce înseamnă că VO este perpendicular pe AB. Și atunci unghiul pe care îl face VO cu AB este un unghi de 90 de grade. Iată, ne suntem aproape de finalul părții întâi. Așa cum sunteți obișnuiți, a șasea întrebare este de obicei o diagramă. O diagramă în care voi trebuie să știți, să citiți niște informații și să le interpretați. Lucru pe care noi îl facem și în viața cotidiană, așa cum au fost exemplele cu temperatura, cu temperatura medie anuală, cu temperatura unui bolnav care este monitorizat pe o perioadă de câteva zile. Aici, în această diagramă, vorbim despre profitul unei firme. Profitul firmei este exprimat în mii lei. Haideți să citim, dragii mei. Avem pe axa X-ilor anii în care firma și-a contabilizat profitul. În anul 2015, firma a avut un profit de 60.000 lei. Vedeți profitul în 2016, vedeți profitul în anul 2019. Ia să citim întrebarea. Conform informațiilor din diagramă, media profitului firmei din ultimii 5 ani este egală cu... Ia să vedem, vă știți ce înseamnă o medie aritmetică? Media aritmetică presupune că la numărător voi să faceți o sumă și la numitor acest număr reprezintă câți termeni are suma de sus. Deci iată, ce am calculat? Am calculat profitul din anul 2015, 60 plus 80 plus 100 plus 140 plus 180. Am făcut această sumă. Suma am împărțit-o la 5. De ce la 5? Pentru că este vorba de ultimii 5 ani. Și am obținut valoarea de 112.000 lei. Suntem gata cu partea întâi. Iată, ne ajungi la subiectul al doilea. Subiectul al doilea, după cum știți, începe foarte prietenos. De obicei, voi trebuie să desenați un corp geometric studiat la geometrie în spațiu sau o figură geometrică plană. În cazul nostru, prima întrebare de la subiectul al doilea cere de la voi să desenați un trapez isoscel ABCD în care AB este paralel cu CD. Iată că avem acest trapez ABCD. Bazele sunt AB și CD, așa cum se precizează în text, bazele sunt paralele, iar laturile AD și BC sunt laturile congruente. Subiectul următor este ceva mai pretențios și anume, noi trebuie să găsim cea mai mare valoare a acestui număr N, îl priviți pe N. N este o sumă dintre ABC plus BCA plus CAB. Copii, ce ne arată această bară deasupra numărului ABC? Ne arată că nu este vorba de produsul A ori B ori C, ci este vorba despre numărul a cărui cifre sunt A, B și C. Și acum haideți împreună să gândim în felul următor.
poate nu vă aduceți aminte o formulă în timpul examenului de evaluare. Și atunci ce trebuie să faceți? Cum vă gândiți? Ia să spunem numărul 34. Ce înseamnă? Înseamnă 4 plus 30. Numărul 125. Ce înseamnă? 5 plus 2 ori 10 plus 1 ori 100. Deci numărul ABC înseamnă 100A, A reprezintă cifra sutelor, plus 10B plus C. Asemănător vom scrie celelalte numere. Numărul BCA reprezintă 100B plus 10C plus A. Și iată că l-am scris în mod absolut analog și pe al treilea, pe CAB. Ce avem de făcut? Avem de făcut suma acestor numere. Ia să căutăm termeni asemenea împreună. Avem 100A, ia să mai găsim și aici un A, dragii mei, și mai găsim și aici 10A. Și am obținut un total de 111A. Hai să vedem și B-ul, 10B, am găsit și 100B, m-am mai găsit aici încă un B, 111. Și suntem în măsură să facem suma. N este egal cu 111A plus 111B plus 111C. Voi ați văzut că l-am dat pe 111 factor comun și am găsit că N este 111 pe lângă A plus B plus C. Ce cerea problema noastră? Cerea să găsim cea mai mare valoare știind că A, B și C sunt distincte. Dacă nu s-ar fi făcut această precizare că numerele sunt distincte, am fi ales și A și B și C să fie 9, pentru că sunt cele mai mari cifre. Dar acest cuvânt distincte, atenție la detalii la examenul de evaluare națională, ne arată că trebuie să le luăm pe cele mai mari, adică 7, 8 și 9. Aici am făcut suma 7 plus 8 plus 9 și am înmulțit totul cu 111. Valoarea o verificați voi acasă. Continuăm. Și este o problemă cu care din nou sunteți foarte obișnuiți. Acea problemă care voi o numiți problemă de pus în ecuație. Turistul nostru ce-a făcut de data asta? A parcurs un drum în 3 zile. Ia să citim. În prima zi el a parcurs 40% din lungime. A doua zi 5 șesimi, atenție copii, din distanța rămasă, citim cu atenție textul, distanța rămasă de parcurs din prima zi, iar în a treia zi restul, deci restul de 3 km. Noi trebuie să calculăm lungimea traseului parcurs în cele 3 zile. Bun, notăm cu X lungimea acestui traseu și încercăm să ne sistematizăm datele din problemă. Ce spune problema? Că în prima zi, turistul nostru a parcurs 40% din, înseamnă, operația de înmulțire. Ce-am făcut, dragii mei? Am încercat să simplific, să ajungem la o formă mai simplă. Am mai simplificat și cu un 2 și am obținut că în prima zi el a parcurs 2x supra 5. Ia să vedem cât i-a rămas. Păi, suntem nevoiți ca dintr-un întreg, cât înseamnă tot traseul, să scad două cincimi. Am scăzut două cincimi și am găsit distanța parcursă în ziua a doua. Distanța rămasă, 3x pe 5, rămasă după ziua întâi. Acum să vedem, în a doua zi problema spune că turistul nostru a făcut 5 pe 6 din ce a rămas. Din nou vă atrag atenția, acest din înseamnă operația de înmulțire, 5 pe 6 ori 3x pe 5 și împreună, haideți să-l simplificăm pe 5, hai să simplificăm pe 3 și îmi rămâne un 2. Deci iată că a doua zi el a parcurs o doime. A treia zi știm din datele problemei că a parcurs 3 km. Și acum modelul matematic este următorul. Drumul din prima zi, 2x pe 5, plus cel din ziua a doua, x pe 2, plus cei 3 km rămași, egal x. X înseamnă lungimea întregului traseu. Ce-am făcut? Numitorul comun este 10. Deci,
ca să descoperim cât este X, am amplificat aici cu 2, am amplificat aici cu 5, am amplificat aici cu 10 și aici am amplificat tot cu 10. Și am obținut 4X plus 5X plus 30 egal 10X. Cred că ați aflat chiar înaintea mea, drumul turistului are 30 de kilometri. Haideți mai departe, prieteni. Avem un subiect în care trebuie să calculăm valoarea a două numere reale. Voi deocamdată vi-l notați pe primul. Primul număr, A, aveți aici o paranteză, 1 supraradical din 3, plus 2 supraradical din 12, plus 3 supraradical din 27, plus 4 supraradical din 48, împărțit la 2 supra 3. Avem și un număr B la care vom ajunge la momentul potrivit. Ce trebuie să facem? Valoarea lui A este indicată în textul problemei, ceea ce ne ajută, ne putem verifica dacă am făcut corect sau nu calculul, iar la punctul B trebuie să calculăm un produs. Atenție copii, cred că ați văzut și voi, la examenele de evaluare națională apare destul de des noțiunea de modul, modul de X. Deci ar fi bine să repetați ce înseamnă modul de X. Deci noi avem de făcut următoarele lucruri. Întâi să-l calculăm pe A. Ia să vedem. A, ce-am făcut? La numitor, mie mi-a părea radical din 12. Păi radical din 12 l-am scris, 12 fiind 4 ori 3, l-am scris 2 radical din 3. Pe radical din 27 l-am scris 3 radical din 3. Iar pe radical din 48, 48 cât este? 16 ori 3. L-am scris 4 radical din 3. Acum, împreună cu voi, vom simplifica un 2, un 3, un 4. Și ne bucurăm. De ce ne bucurăm, dragii mei? Păi ia uitați, toate aceste fracții care trebuie să le adunăm au valoarea 1 supra radical din 3. Toate. Atunci suma lor este 4 supraradical din 3 înmulțit cu 3 pe 2. Pot să simplific aici un 2, 2 ori 3 supraradical din 3 și așa cum bine știți, 3 supraradical din 3 este egal cu radical din 3. Eu am mai scris aici, o să vedeți de ce anume, puțin mai încolo, valoarea lui A care este corectă, acesta A care este 2 radical din 3, mai poate fi scris și ca radical din 12, adică 2 la a doua ori 3. Și l-am calculat pe A. Urmează B-ul. Pretinde, sub semnul radical, să facem următorul calcul. Voi ați văzut, la B aveam de calculat 26 la a doua minus 10 la a doua. Avem următoarele variante. Să știm valoarea lui 26 la a doua, care este 676, scădem 100 și pe urmă să vedem cum extragem radicalul, poate facem niște descompuneri, poate știți voi că radical din 576 este 24, dar eu vă dau o sugestie mai bună. Aplicând formula A la a doua minus B la a doua, acest 26 la a doua minus 10 la a doua se poate scrie 26 plus 10 pe lângă 26 minus 10, da? Iar la numitor, unde voi ați avut 20 la a doua minus 16 la a doua, aplicând aceeași formulă, puteți scrie 20 plus 16 pe lângă 20 minus 16. Este indiferentă ordinea în care voi scrieți cele două paranteze. Și acum este un calcul mult mai prietenos, pentru că aici 26 minus 10 este 16. Am vrut să vă arăt că nu contează ordinea parantezelor. Aici îl avem pe 36, iar jos la numitor 4 ori 36. Iată ce frumos scoatem acum radicalii, dragii mei. Păi radical din 16 este 4 ori 6, 2 ori 6, înmulțit cu acel 3 radical din 2 pe 2. E mult mai simplu așa. Și mai avem încă o bucurie, că putem să simplificăm un 6.
mai putem să simplificăm 2 cu 2 și a dispărut și acest 4 și rezultatul final la B este 3 radical din 2 sau radical din 18. De ce am făcut acest lucru, dragii mei? Punctul următor ne cere să vedem cât este modul din A minus B. Ca să spunem cât este modul din A minus B, noi trebuie să-l comparăm pe A cu B și ne vine mai ușor dacă îl scriem pe B ca radical din 18 și pe A ca radical din 12, pentru că imediat ne dăm seama că B este mai mare decât A. Ceea ce înseamnă că modul din A minus B se scrie ca B minus A. Vă reamintesc, modul unui număr real este mai mare sau egal decât 0. Și acum noi trebuie să calculăm A plus B, modulul am văzut că este B minus A, avem formula B la a doua minus A la a doua, adică 18 minus 12 egal cu 6. Sper că ați observat, calculele nu sunt așa de laborioase cât părea la prima vedere, putem face niște artificii care ne ajută să găsim imediat rezultatul corect. Și acum, dragii mei, am ajuns la ultimul punct de la subiectul al doilea. Avem o expresie pe care voi vă notați. Expresia noastră este x, aveți în paranteză 3x minus 2 totul la pătrat, minus 2, aveți un produs de două paranteze. X la a doua minus 2x pe lângă 3x minus 2 plus x și acolo aveți din nou o paranteză în care avem x la a doua minus 4x plus 4. Ce trebuie să facem? Trebuie să arătăm că pentru orice număr real A este adevărată această relație. E de minus A plus E de A egal 0. Acum voi știți ce înseamnă să calculez E de A. Asta înseamnă că în locul lui X vom pune A. Dar vom face acest lucru după ce aducem expresia la o formă mai simplă, nu înainte. Deci, primul lucru pe care îl facem împreună este să aducem expresia la o formă mai simplă. Ce am făcut deocamdată? Foarte puțin am făcut. Doar am dat 2x factor comun, nimic altceva. Și aici am observat că era pătratul unui binom, acel x la a doua minus 4x plus 4. Următorul rând, observați că acest x l-am dat factor comun, că am văzut x, am mai văzut un x aici, am văzut și acest x, l-am trecut în față și acum vă rog frumos, foarte cu atenție să citiți ce am obținut în paranteză, dragii mei. Am obținut următoarea sumă. Întâi îl am pe acest 3x minus 2 la pătrat, minus 2 pe lângă x minus 2 ori 3x minus 2 plus x minus 2 totul la pătrat. Sunt sigură că deja ți-a prins un beculeț în mințișoarele voastre. Beculețul zice așa, păi noi știm formula A la a doua minus 2ab plus b la a doua. Este pătratul unui binom, dragii mei. Deci, această sumă este, de fapt, A minus B totul la pătrat. Deci, iată, cine era A? Acesta este A minus... Acesta este B. A minus B. Am evitat o mulțime de calcule în felul acesta. Am avut grijă și la semn, minus X plus 2. Și am obținut 3x minus x, 2x, 2x minus 2 cu 2 s-au redus, da? Și avem x înmulțit cu 3x minus x este 2x, totul la pătrat. Aici vine paranteza, 2x totul la pătrat. Evident, rezultatul nostru este x din față, de înmulțit cu 2x totul la pătrat, înseamnă 4x la a doua, 4x la a doua ori x, rezultatul nostru este 4x la a treia. Acum vom calcula ceea ce ne cerea de fapt problema, dar forma este mult mai simplă. Noi trebuie să calculăm e de minus a plus e de a.
E de minus A înseamnă 4. Am zis că în locul lui X voi pune minus A. Iată că am și înlocuit pe X cu minus A. 4 ori minus A la a treia plus 4 ori A la a treia. 4 din nou este factor comun, acest 4, pe lângă minus A la a treia plus A la a treia. 4 ori 0, rezultatul este 0. Să nu vă gândiți că dacă nu faceți această observație, dacă nu vedeți această scurtătură, nu puteți să ajungeți la rezultatul corect. Pur și simplu faceți calculele cu ajutorul formulelor pe care le-ați învățat și veți găsi și voi cu siguranță același rezultat. Și acum suntem la subiectul al treilea. Priviți, dragii mei, aveți un dreptunghi în care noi cunoaștem dimensiunea. Îl știm pe AB. AB este 10 radical din 2 centimetri. BC este 20 de centimetri. Să adăugăm și aici centimetri. Așa, BC 20 de centimetri. Notăm cu E mijlocul laturii BC, iar punctul F este situat pe AE, astfel încât BF este perpendicular pe AE. Sau cum mai putem spune? Punctul acesta F este proiecția lui B pe latura AE. Prima întrebare. Arătați că aria dreptunghiului este egală cu 200 radical din 2 centimetri pătrați. Haideți să mergem la aria dreptunghiului. Voi cunoașteți formula de arie. Aria unui dreptunghi se calculează efectuând produsul dintre dimensiunile dreptunghiului, dintre înălțime sau lungime și lățime. Noi le avem pe ambele, n-am făcut decât un calcul elementar, 10 ori 20, 200 radical din 2 centimetri pătrați. E, acum la punctul 2 se cere să calculăm lungimea segmentului FE. Noi nu putem să mergem direct, nu putem ajunge direct la EF. Deja suntem la o fază mai pretențioasă a matematicii. Trebuie să calculăm ceva ca să ajungem la acest EF. Ce am calculat, dragii mei? Am calculat AE, am calculat ipotenuza în acest triunghi, pentru că eu cunosc o catetă, AB este 10 radical din 2, cunosc și cateta BE, pentru că E fiind la mijloc, înseamnă că BE are 10 cm. Iată că am aplicat teorema lui Pitagora, am obținut că AE pătrat este 300, de unde am găsit că AE este 10 radical din 3 cm. L-am găsit pe AE. Încă nu s-a terminat problema, dar am mai găsit încă niște date pe care nu ni le spunea autorul de la început. Ia să vedem. Acum, în clipa în care îl cunoaștem pe AE, îl cunoaștem pe AB și pe BE, deci triunghiul acesta este cunoscut, triunghiul ABE, vom aplica această teoremă. Cum numim această teoremă, copii? Este teorema catetei. Ce spune teorema catetei? BE pătrat, o catetă la pătrat, o priviți, BE pătrat, este produsul dintre ipotenuză și proiecția catetei pe ipotenuză. Am scris matematic cine este BE pătrat și acum eu cunosc și pe BE și cunosc și ipotenuza AE. Deci nu rămâne decât să facem o împărțire pentru calculul lui FE, 10 la a doua supra 10 radical din 3, am raționalizat aici, deci am amplificat cu radical din 3 și am obținut rezultatul 10 radical din 3 pe 3. Și o sugestie pentru voi. În clipa în care obțineți niște valori numerice, e bine să le interpretăm. Tot AE era 10 radical din 3, iar acest FE reprezintă o treime. Înseamnă că AF, care a rămas, reprezintă două treimi. Am reușit să-l calculăm pe FE și acum ajungem la punctul al treilea de la această problemă, care este un punct, să spunem, cu un grad de dificultate mai ridicat. Dar ne arată cât de frumoasă e matematica.
Noi trebuie să arătăm că punctele B, F și D sunt coliniare. Eu v-am atras atenția în clipa când l-am calculat pe FE că AF, care iată-l calculat aici pe AF, AF este 20 radical din 3 pe 3, AF este dublul lui AF este dublul lui FE. Hai să mai privim desenul cu atenție, copii. Păi și AD este dublul lui BE, pentru că noi știam din ipoteză că acest punct E este la mijloc. Păi atunci suntem în măsură să comparăm niște triunghiuri. Atenție, eu când compar aceste triunghiuri, triunghiul EBF și triunghiul DAF, eu nu știu că punctele sunt coliniare. Dar în schimb ce știm? Știm că acest unghi A este congruent cu unghiul acesta ca unghiuri alterne interne și mai știm următoarele rapoarte. EF supra AB le-am înlocuit. Este radical din 3 pe 3. Valorile noi le avem calculate. Și AF pe AD este tot radical din 3 pe 3. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că cele două triunghiuri sunt asemenea. Fiind triunghiuri asemenea, cum primul triunghi este dreptunghic, înseamnă că și al doilea triunghi este dreptunghic. Deci și aici voi avea 90 de grade, dar unghiul acesta era de 90 de grade din ipoteză, ceea ce înseamnă că suma lor este de 180 de grade, deci punctele sunt coliniare. Acest punct care are o grad de finețe, hai să recunoaștem, mai ridicat, poate fi rezolvat și altfel. Vă dau o altă sugestie de rezolvare. Noi nu știm de la început că punctele sunt coliniare. Și spun următorul lucru. Îl unesc pe D cu B și notez punctul de intersecție cu o altă literă. Și ce vrem să arătăm în final? Vreau să arăt că, de fapt, acest punct de intersecție dintre DB și AE coincide cu punctul F din problema noastră. Bun. Deci asta vrem să arătăm, că cele două puncte coincid. Cum am să arăt acest lucru, copii? Păi am să calculez lungimea lui EK și voi arăta că lungimea lui EK este aceeași cu lungimea lui EF. Deci am notat acest punct de intersecție. Cele două triunghiuri sunt asemenea pentru că AD și cu BE sunt paralele. Este teorema fundamentală a asemănării și iată că am scris rapoartele de asemănare. Din aceste rapoarte de asemănare rezultă că acest KA, îl privim pe KA, este dublul lui KE. Deci KA este tot o treime, ceea ce ne conduce la concluzia că de fapt punctul K coincide cu punctul F și punctele sunt coliniare. A venit momentul să rezolvăm și problema de geometrie în spațiu. Voi aveți în figura voastră un tetraedru A, B, C, D. Ce știm despre acest tetraedru? Cunoaștem niște dimensiuni. Iată, cunoaștem A, B, vorbim despre laturile care pleacă din vârful A. A, B, A, C, A, D sunt 10 cm. Mai știm că triunghiul B, C, D, de la bază, este un triunghi echilateral. Punctul M are semnificația de mijloc al lui BC, punctul M, iar N reprezintă mijlocul lui AC. Și să luăm pe rând, copii. Primul lucru, trebuie să găsim perimetrul triunghiului ABC, nu atât cât să-l găsim, ci să verificăm dacă într-adevăr este de 30 de centimetri. Și să continuăm. Noi știm că triunghiul BCD din ipoteză este un triunghi echilateral. Știm lucrul ăsta și cunoaștem și perimetrul lui BCD, că este 30. Păi perimetrul fiind 30, fiecare latură în parte s-a obținut împărțind pe 30 la 3. Și am obținut că toate laturile sunt de 10 cm, ceea ce înseamnă că și ABC este echilateral, deci perimetrul este de 30 de cm.
Am ajuns la punctul 2, începe problema să devină mai frumoasă. La punctul 2, noi trebuie să arătăm că MP este paralel cu planul ACD, unde cine este punctul P? Punctul P este mijlocul lui BD. Ia să privim cu atenție acest desen. M este mijlocul lui BC. P este și el la rândul lui mijlocul lui BD. Asta înseamnă că MP reprezintă linia mijlocie în triunghiul de la bază, deci MP este paralel cu CD. Și acum iată ce am scris. Am scris așa, dragii mei. MP e paralel cu CD, am identificat acest lucru. CD se găsește în planul ACD. MP nu se află în planul ACD, ceea ce înseamnă că MP este paralel cu tot planul ACD. Vă rog atenție la acest mic amănunt pe care eu vă recomand să-l scrieți la evaluarea națională. Vedeți? Dacă eu țin creionul așa, în felul acesta, creionul meu este paralel cu această muche a tablei, da? Deci este paralel cu tabla noastră smart. Dar dacă eu duc creionul și-l așez aici, el este tot paralel cu această muchie, dar nu mai este paralel cu întreaga tablă. Și continuăm și ajungem la punctul al treilea. Punctul al treilea, care este foarte frumos de altfel, ne cere să găsim unghiul format de dreptele AB și MN. AB, aveți AB, MN. MN au fost precizate la început. Ce reprezintă? M reprezintă mijlocul lui BC, N reprezintă mijlocul lui AC. Prima noastră problemă, haideți să discutăm împreună. Care ar fi prima problemă? AB, îl vedeți pe AB, îl vedeți și pe MN, deocamdată nu sunt în același plan și nu vedem care este unghiul dintre ele. Și atunci ne ajutăm, dragii mei, de acel punct P care a fost dat în problemă și observăm următorul lucru. Luând acest punct P, se formează niște linii mijlocii, adică NP este paralel cu AB, că este linie mijlocie. Nu uităm lucrul ăsta, l-am folosit și la punctul anterior. Și acest MP era paralel cu CD. Este foarte util faptul că NP este paralel cu AB, pentru că unghiul dintre AB și MN va fi acest unghi, dragii mei, este unghiul format de NP cu NM, pentru că acest PN este paralel cu AB. Deci am făcut un mic progres și anume am identificat unghiul. Acum ia să mai studiem puțin această figură. Această figură ne arată așa, BN, ia să vedem, BN, BN este înălțimea unui triunghi echilateral. Noi cunoaștem formula înălțimii. Înălțimea într-un triunghi echilateral este latura unui radical din 3 supra 2. Și iată că l-am găsit pe BN, care are valoarea 5 radical din 3. CN la fel, sunt înălțimi în triunghiuri echilaterale. Deci aici s-a format un triunghi isoscel. Triunghiul BCN este un triunghi isoscel. Cele două laturi, NC și NB, au fost înălțimi în triunghiuri echilaterale. Putem oare să-l calculăm pe MN? Cu siguranță putem. De ce? Pentru că BC e cunoscut, NC este calculat și în triunghiul isoscel, dragii mei, mediana este și înălțime. Deci aici avem 90 de grade. Vom aplica teorema lui Pitagora. Iată, MN pătrat, întâi am scris-o în litere, după care am înlocuit. Este 5 radical din 3 la pătrat, minus 5 la pătrat. Am obținut acest 50, făcând diferența între 75 și 25. Deci MN este 5 radical din 2. Și acum nu ne rămâne decât să privim tot ce am aflat până acum și să analizăm. Ne uităm pe desen.
Mn este 5 radical din 2. Îl avem. Pn este 5. Acesta este tot 5, că am aplicat teorema liniei mijlocii. Numerele astea ne sugerează ceva, copii. Ne sugerează să verificăm dacă nu cumva acest triunghi este dreptunghic. Ce-am folosit, dragii mei, am folosit reciproca teoremei lui Pitagora, în care am arătat că 25 plus 25 este 50, deci că acest triunghi MNP este un triunghi dreptunghic. Noi nu știam la început lucrul acesta, dar am verificat că numerele noastre MP și NP și cu lungimea laturii MN verifică teorema lui Pitagora. Ceea ce înseamnă că triunghiul e dreptunghic. Dar triunghiul nostru mai are încă o proprietate, copii. Este un triunghi isoscel. Înseamnă că unghiurile de la baza triunghiului dreptunghic isoscel sunt unghiuri de 45 de grade. Și iată, în clipa asta, subiectul de evaluare național a fost rezolvat de nota 10. Acum, tema pentru voi este următoarea. O temă cu care v-am obișnuit este o temă obișnuită cu subiecte de tip 2 care respectă și delimitarea pe care voi o cunoașteți legată de materia pe care o voi putea primi la subiectul de evaluare națională. Deci calcule cu numere reale și așa mai departe. Trebuie să repetați noțiunea de medie aritmetică, de medie geometrică. Și din nou am încercat să dau subiecte care să fie asemănătoare cu ce ați învățat voi și cu subiectele tratate. Problema de geometrie, care este tema voastră, la care eu țin în mod deosebit. De ce? Din nou am făcut, dragii mei, o clonă acestui subiect 11. Și anume, eu am păstrat toate datele din problemă. Deci e același lucru, se dă același dreptunghi cu aceleași dimensiuni, doar că cer alte lucruri, pentru că voi, dacă veți rezolva această problemă, veți vedea dacă ați înțeles cu adevărat lecția noastră. Pentru că cunoștințele pe care voi le-ați dobândit în lecția, în rezolvarea testului 11, le aplicați cu succes aici. La geometria în spațiu, am făcut exact același lucru. Am păstrat datele problemei. Este vorba de același tetraedru. O să spuneți voi că v-ați dat seama, e un tetraedru regulat și am cerut alte cerințe, dar evident asemănătoare cu cele pe care voi le-ați rezolvat. Dragii mei, știți că acolo unde școala prosperă, totul prosperă. Asta spunea Martin Luther King. Eu vă doresc succes în tema voastră pentru acasă, mai este puțin până la evaluare. Știu că munciți din greu, dar succesul este imposibil de obținut fără muncă. Iată ultimul meu slide. Ați dori să ai succes fără a munci din greu? E ca și cum ai încerca să culegi niște roade pe care nu le-ai semănat niciodată. Succes, dragii mei! Bravo! Sunteți tare silitori! Vă aștept și mâine dimineață să ne antrenăm la limba și literatura română. Azi ne vedem la ora 15 cu cei de clasa 12-a să vedem cum stăm cu chimia pentru BAC. Dacă n-ați reușit să vă notați toate exercițiile, găsiți pe pagina de Facebook a emisiunii suportul de curs și temele propuse. Tot acolo colegii mei postează informații utile pentru voi și link-uri cu emisiunile care sunt disponibile și online. Rămâneți cu noi pe TVR2!